Salutare și bine ați revenit pe canal! Eu sunt Alex și astăzi o să hrănim toate acvariile și o să vă arăt ce fel de mâncare le dau la toți peștii, creveții și melcii pe care i-am în momentul de față. Așa că rămâneți până la sfârșitul clipului ca să vedeți ce hrană folosesc eu în acvariile mele. Voi hrăni cu Artemia congelată, este luată de la Coralis undeva la 20 de lei sau 15, nu sunt sigur, 500 de grame. Este Artemia congelată roșu intens, adică are coloranțe în ea, și asta voi folosi la majoritatea acvariilor cu pești. Asta a fost hrănirea pentru peștii mai mari. Acum urmează să dăm Artemia ecluzată la pui ce avem momentan în fish room. Avem câteva serii de pui mai micuți și acelora le vom da Artemia ecluzată. Aici avem Artemia ecluzată pe care am cules-o și le vom da la toți puii de câteva săptămâni și ce rămâne o să dăm și la adulți. Am terminat de hrănit toți peștii, acum urmează să hrănim și creveții și imelci. Acum că ați văzut cum mănâncă toți peștii, melcii și creveții, o să vă arăt și ce anume mai folosesc în dieta lor. Să începem cu mâncarea creveților și a melcilor. Acestea sunt momentan tipurile de mâncare pe care le folosesc la melci și creveți. Din aceste algae wafers dau și la Coridoras, la Ancistruș și ce pești mai sunt din partea de jos a acvariului, toți peștii care stau pe fundul acvariului. Dar și peștii ca și Gup, Sifo pot să mănânce din acestea. Foarte mare cantitate, am dat 70 de lei, le găsiți pe iazuri-acvarii.ro aceste algae wafers. Aceste crust tabs de la Aquael și acest pachetel Shrimp King de la Dennerle cu Shrimp King Protein l-am primit de la cineva de curând și am început să le folosesc. Par să le mănânce foarte bine toate cele trei tipuri. Până acum câteva săptămâni le-am dat doar Shrimp King complet, care cred că are atât proteină cât și minerale și încă ceva. Ar trebui să fie o sursă completă de proteine, dar totodată cred că chiar și creveților poți și e bine să diversifici mâncarea ca să aibă o calitate mai bună, să crească mai frumos, să aibă culori mai bune. De asta există mai multe tipuri de mâncăruri. Shrimp King Protein, Shrimp King Complete și știu că mai este una Shrimp King Mineral. Acestea sunt un fel de granule micuțe care se scufundă. Acestea la fel sunt puțin mai gelatinoase. Nu am mai văzut pachetelul ăsta să îl cumpăr, dar am trecut repede prin el. Le-am mâncat foarte bine, atât creveții cât și melcii. Iar despre algae wafers am vorbit, o mănâncă atât melcii, cât și creveții, cât și peștii de fund. Și chiar și gupii și xip. Aceasta este hrana uscată pe care o dau la pești, în afară de discus și clownfish-ul. Avem multe plicuri de la Tetra. Aceasta este Tetra Rubin, ci că ar fi pentru intensificarea culorii. Hikari Fancy Guppy, care e destul de scumpă, dar cred eu că își merită banii. Câteodată e bine să investești în calitate ca să ai pești de calitate. Știu că asta are foarte multă proteină și o dau atât la pui cât și la adulți. Pentru pui trebuie să o sfărâm puțin în mână. foarte bună mâncare, undeva la 18 lei. O găsiți și pe asta la iazuri-acvarii.ro. Alt plic de la Tetra, ăsta are spirulină în ea. De obicei ăsta îl dau ori prima masă, ori a doua masă. O să dau Tetra Pro Algae la peștii ce stau pe la mijlocul și prin partea de sus a acvariului. Totodată granulele se duc și pe fundul acvariului și suplimentez pentru peștii de pe fundul acvariului cu algae wafers sau mai dau și aceste tablete de spirulină pe care le-am primit tot așa curând de la un prieten. Ori într-o zi dau algae wafers, ori dau aceste tablete de spirulină. Și acestea sunt foarte bune. Asta ci că ar fi tot o mâncare completă pentru gupi, dar o dau la absolut toți peștii. Este foarte, foarte apreciată de pești. Bine, oricum gupii și Sifo mănâncă mai orice, dar o mănâncă bine. Aici avem Tetradiscus, 9 lei 100 de grame de la Coralis. Nu dau foarte, foarte des din asta, nu am vreun motiv anume, ci că ar avea și asta foarte, foarte multă proteină, dar nu știu ce să spun, nu sunt sigur de ce conține. Ideea este că știu că asta o dau în fiecare zi și dintre celelalte tipuri, dintre astea 4, aleg una la nimerală sau țin un fel de evidență în cap. Dacă ieri am dat asta, să spunem a doua sau a treia masă, mâine o să dau Fancy Guppy sau oricare din celelalte, astfel încât să fie diversitate. Ce am mai luat curând sunt aceste granule de la SAK Energy. Am pe două modele, pe două tipuri de granule, am dat puțin pe jos. Asta este mărimea 1 și asta este mărimea 2. Mărimea 1 înseamnă pentru pești de 2 și 3 cm, dacă nu mă înșel, și mărimea 1 pentru 2 și 3 cm și mărimea 2 pentru pești între 3 și 5 cm. Sunt luate tot de la iazuri.acvarii. Această mâncare se spune că ar fi pentru creștere și pentru colorit și de-abia aștept să văd rezultatele. 1 kg de mâncare pentru 70 de lei. Au mai multe tipuri de mâncare de la SAK, au și mâncare care au în compoziție alge sau gen cum ar fi aceasta de la Tetra, se numește Green sau ceva de genul. O să pun în descrierea clipului un link cu site-ul și mâncărurile de la SAK pe care eventual vreau să le testez pe toate. Au și un mix care combină SAK Energy cu SAK Green și mai este una SAK 55 sau ceva de genul, nu știu sigur ce conține aceea, dar știu că SAK Energy este pentru colorit și pentru creștere. Și dacă doriți să cumpărați mâncare de la ei, aveți grijă la mărime când comandați, fiindcă sunt granule din ce în ce mai mari. Pot să fie zdrobite, dar dacă vreți, de exemplu, să luați pentru pui nou născuți, luați mărimea 0 sau 1 și, cum am spus, asta este pentru pești de 2-3 cm și asta este pentru pești de 3-5 cm. Momentan sunt satisfăcut cum o mănâncă peștii și sper să ajute la creșterea și coloritul lor. Asta este mâncarea uscată pe care o dau la Clownfish, la Nemo. Este de la Gotek, se numește Nutri Vital, Daily Reef, 58 de lei. Am foarte mult din ea pentru un pește sau cât vom avea pe viitor. O să ne țină foarte, foarte mult. Iar acestea sunt toate mâncărurile pe care le dau la Discus. Și Artemia o dau la toți peștii, mici, mari. Dacă sunt mai mici, o rad mai mărunt. Dacă sunt mai mari, ori o rad, ori pur și simplu o amestec în apă și se va sfârma singură, se va descompune singură. Discus Life Junior este foarte bună pentru pui, are foarte bune ingredientele, are vitamine, omega 3, foarte bună, din asta dau de cel puțin 2 ori pe zi. Mai am o mixtură pe care am luat-o de la tipul de la care am luat discușii, este făcută de el și din aia dau, dacă e să împicem o dată pe zi. Discus Life, asta este cu usturoi, este tot așa un fel de mixtură, am toate blisterele în congelator și am scos doar aceste ambalaje. Discus Life, la fel, mixtură care are coloranți, intensiv roșu. Discus Mix, tot așa o mixtură și asta este o hrană congelată pentru clownfish, care are mai multe tipuri de hrană în ea. Puteți vedea că sunt 6 sortimente, scrie pe ea, 6 de Artemia, Mysis, Shrimp, Copads, plancton roșu, carne de pește, icre de pește de mare. Astea au fost toate tipurile de hrană pe care le am momentan. O să încerc să înlocuiesc cele de la Tetra, nu știu dacă pe toate, dar cel puțin unul dintre modele cu alt tip de hrană de la SAK, posibil cel green, adică la ala mă gândesc sincer, să înlocuiesc Tetra Algae Pro cu SAK green de la iazuri-acvarii. Și cam atât. Știu că mai vreau să găsesc acea Artemia congelată cu spirulină, fiindcă mi-a plăcut, deși distrugea apa, dar se limpezea. Și în rest, cam astea sunt tipurile de hrană pe care le folosesc. Cred foarte mult în diversitatea hranei pe care ar trebui să o folosești la pești. Sunt sigur că contează. E ca și cum tu ai mâncat doar un singur fel de mâncare în fiecare zi. Da, poți să trăiești, dar nu cred că te vei simți foarte bine și așa cred că ar trebui tratați și peștii. Să existe diversitate și în același timp calitate. Dacă investiți într-o hrană mai calitativă, ceva de la o firmă renumită sau cred că și cele de la SAK sunt bune, o să văd cum se simt peștii și asta a fost. Dacă v-a fost de ajutor clipul, nu uitați să dați like, să dați subscribe la canal, ca să fiți notificat de fiecare dată când postez. Dați coment cu ce tipuri de hrană folosiți și pentru ce pești. Și asta a fost. Dacă aveți orice fel de întrebare, lăsați-o în secțiunea de comentarii și până data viitoare, peace out!